Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit sau revenit la mine pe canal! Astăzi vom vorbi despre cum au murit Sfinții Apostoli. Matei, ucis de o rană de sabie. Marcu a predicat în Alexandria, Egipt. Aici a primit moarte mucenicească după ce a fost târât pe străzi de cai până a murit. Luca a fost spânzurat în Grecia ca urmare a predicării sale extraordinare către cei pierduți. Ioan a gustat soarta martiriului când a fost fiert în uriașa baltă cu ulei clocotit, în timpul unui val de persecuții la Roma. Cu toate acestea, a fost eliberat în mod miraculos de la moarte. Ioan a fost apoi condamnat la minele de pe insula închisoare Patmos. Aici a și scris cartea sa profetică a Apocalipsei. Apostolul Ioan a fost mai târziu eliberat și a revenit pentru a sluji ca episcop de Edesa din Turcia modernă. A murit de bătrânețe, este singurul apostol care a murit în pace. Petru a fost răstignit pe cruce la Roma cu capul în jos în anul 67, în timpul persecuțiilor crudului împărat Nero. Conform tradiției bisericii, el le-a spus călăilor săi că se simte nevrednic să moară în același mod în care a murit Iisus Hristos. Iacov, capul bisericii din Ierusalim, a fost aruncat la 100 de metri deasupra vârfului din sud-estul templului. El a refuzat să-și nege credința în Hristos. Când au aflat că a supraviețuit căderii, dușmanii lui l-au bătut până la moarte cu un fel de ciocan. Iacov, fiul lui Zevedeu, a fost pescar când Iisus l-a chemat la o viață de slujire. Ca lider puternic al bisericii, Iacov a fost decapitat în Ierusalim. Ofițerul roman care îl păzea pe Iacov se uita la el uimit de felul în care își apăra credința la procesul său. Bartolomeu, cunoscut și ca Natanael, a fost misionar în Asia. El a propovăduit în Turcia de astăzi. Bartolomeu a fost martirizat pentru predica sa din Armenia, unde a fost jupuit de bici. Andrei a fost crucificat pe o cruce de X în Patras, Grecia. După ce a fost biciuit sever de 7 soldați, aceștia i-au legat trupul de cruce cu funii pentru a-i prelungi agonia. Toma a fost înjunghiat cu o suliță în India în timpul uneia dintre călătoriile sale misionare pentru a întemeia biserica în subcontinent. Iuda lui Alfeu a fost ucis de săgeți când a refuzat să-și nege credința în Hristos. Matia, apostolul ales să îl înlocuiască pe trădătorul Iuda, Iscariotianul, a fost ucis cu pietre și apoi decapitat. Pavel a fost torturat și apoi decapitat de răul împărat Nero în anul 67. A durat timp îndelungat închisoarea, de unde a scris multe epistole către bisericile pe care le formase în timpul Imperiului Roman. Aceste scrisori, care au predat multe dintre doctrinele fondatoare ale creștinismului, formează o mare parte a Noului Testament.